dimineața. Bună dimineața. Domnul doctor este doctorul sufletelor voastre. Vă așteptăm scrisorile, numai la scrisori răspunde mare atenție. Adresa este strada Horia Măcelariu 36-38, sectorul 1 București. Scrieți pe plic pentru Andrei de 3 ori Andrei sau prin SMS la 1721, SMS cu tarif normal. Dar scrisorile sunt foarte importante pentru domnul doctor. O arde vintage, o are așa old style, cum se spune. Hai să începem să vedem ce probleme aveți și care sunt soluțiile problemelor voastre de cuplu, de viață, de relație, de dragoste. Bună dimineața! Sunt doctorul Andrei și în fiecare zi discutăm deschis despre problemele voastre. Vă aștept zilnic scrisorile pe adresa redacției sau prin mesaje la 1721, SMS cu tarif normal. Introducerea fiind făcută, mă uit în acest moment la DJ Andy, care s-a gândit să ne onoreze cu prezența după ce ieri a uitat să vină prin studio. El pare foarte satisfăcut acum, după zâmbetul lui. Și zâmbetul lui spune tot, semn că i-a plăcut să fie răpit în șifonier de fetele domnului Țânțăreanu. A fost bine, Andy? Da, a fost foarte bine. Într-adevăr, nu mai sunt sub presiune. Și dacă nu era bine, să știți că nu ezitam să plâng la dumneavoastră în emisiune, pentru că mai bine plângi la psiholog decât să râzi la psihiatru. Bravo, să știi că matinalii ți-au dus dorul ieri. Să trecem la primul caz. Bună ziua, domnule doctor Andrei. Mă numesc Mihail Schumacher din Rahova și vreau să-mi impresionez iubita cu ceva nou. Alinuța mi-a zis că ar vrea să facem amor într-un loc mai special. Eu tocmai mi-am luat mașină, dar am și bicicletă. Mi-am cumpărat o mașină de raliu, Dacia Logan din 2004 cu motor de BMW din 84. Eu m-am gândit că dacă tot vrea într-un loc special, să facem o mașină. Întrebarea mea este, se poate face amor în mașină? Cum? Dragă Shumi, se poate. Cum? Cu grijă. Asta nu pot să te învăț eu, deși o pacientă mi-a cerut asta. Însă trebuie să ții cont de câțiva factori. Locația. O parcare a unei clădiri în care noaptea nu se desfășoară vreo activitate sau o străduță pustie târziu noapte. Poziția. Nu pot să spun la această oră, dar se poate face pe bancheta din spate, scaunul pasagerului sau capota mașinii. Și spectatorii. Nu te duci în parcarea unui stadion când are locul meci. S-ar putea să ai parte și de galerie. Stresul. Unii bărbați nu se concentrează în spații înguste și poate să nu iasă bine dacă stai cu frica în sân că te va prinde cineva asupra faptului. Și ultimul factor, mașina. Ai grijă să-i faci o revizie înainte ca să nu rupe suspensia. Mult succes! Al doilea caz este ceva mai special. Am primit o scrisoare, dacă îmi dați voie să vă prezint, de aproximativ 1100 de pagini și o recenzie la Call of Duty Modern Warfare 3. Aceasta este scrisoarea. Să vă citesc. Noroc, mă, ciocoflendere. O știi pe aia cu Alain Delon, blonda și mărgelatul? Nicio problemă. Ți-o voi spune la pagina 314. Dar până atunci, stai un minut că vreau să te întreb ceva. Mă numesc Florin P. din Cluj. Un anonim mult mai bun decât Robert De Niro, Al Pacino și alți profani în domeniu. L-ai cunoscut pe Freud? La ultima petrecere cu el a luat o razna. Se gândea la măsa. Dar ți-o spun la pagina 452. Care este problema mea? Mă, i-am trimis un scenariu lui James Cameron și ciocoflenderul nu mi-a răspuns. Care e problema lui? E nebun? Uite scenariu. Hai să-ți fac un preview. Și avem aici toate paginile. Scena 1. 1912, Southampton. În cadru apare eroul principal care joacă cărți pentru a câștiga un bilet la bordul celui mai luxos vapor la clasa 3-a. Mă rog, pagina 1099. 15 aprilie, ora 2:20, vaporul se scufundă, iar eroul principal, buză de iepure, moare necat împreună cu calul său. Sfârșit și urmează recenzia la joc. Dragă nea Florine, James Cameron nu te sună pentru că acest film s-a făcut deja în 97, dar în rolul principal nu era buză de iepure. Mai mult, acum a apărut și varianta 3D. Sfatul meu e să stai liniștit și să mai încerci și alte scenarii. Mult succes! La revedere!